Și mi-a durat chestia asta de când ați plecat dumneavoastră până seara, pe la 10. Atât a durat? Atât a durat, pentru că a fost și căldura aia mare. Și am și îmbolnăvit-o pe Ramona ziua aia. Atunci a fost ziua decisivă. Hai, pentru mine ca pentru mine. Simțeam a doua zi numai că am făcut insolații. Durere de cap, durere de ceafă, îmi curgea sânge în nas. Artur! Nașule! Nu mai ești pe casă? Nu, uite-l! Vine a revenit pe tărâmul acolo. Că vorbesc eu! Aci! Zi-mă, Artur, nu mai ești pe casă, nu mai dă râd. Nu mai ești pe casă. Tăjul! Știți bine că săptămâna trecută când ați venit, m-aș găsit pe casă demolând. Și cine a văzut filmarea asta, videoclipul ăsta, ce-o fi zis? Ce-o fi zis? Gata, bă! O dărâmă și pe asta. Asta ați intrat cu forță. Nu așa, nu dărâma, nu dărâma. Mai stai. Nu vă cunoșteam, nu vedeți, era să zic de la distanță. Ce mai vrea și eu asta, bă? Era să vă zic și vreo două de sus de acolo. E treaba mea, o dărâm. Nu mă mers. După tricou, mă rog cu tricou. O dărâm, e treaba mea, ce te să băga altcineva, nu? Ce, stai așa, nu dărâma, stai așa, nu dărâma. Ha, nu știam ce se întâmplă și... A, după ce ați plecat mea voastră, am început cu tablă. Și aici fii atentă, Ramon. Facem un plan de bătaie, că nu poți să urci de unul singur. N-ai cum. Nici tu nu poți să ții de jos, că e prea înaltă casa și dacă scapă tabla să sus acolo, te face praf, că e grea. Este ea mai subțirică ca aia altă. Dar oricum, dar e tot grea, da. Ia-i fii atent de cum facem. O legăm cu o sârmă, că avea găuri deja. O sârmă subțirică, te duci pe partea aia altă, te urci pe saci, legi de o grindă care îți vine ție, dar vezi, grindă serioasă, pătrasă fie. În momentul când, deci tu mi-o împingi de aici un pic cu lemnul ca să poți să urci eu, că are rizurile alea invers și nu poți să o ridici, știi? Că are un sistem și asta. Dacă o puneam cu capătul la altul invers, o urcam ușor pe casă. Dar rizurile astea care sunt de coborâre, dacă rămânea invers, rămânea apa în ele când plouă. A. Nu vede, n-avea scurgere. Eu am zis, eu, în momentul când tu mi-o împingi mie un metru de aici, eu vin, mă urc pe scânduri ca pe scară, o trag eu după mine. Am legat sârma și o altă sârmă și eu de mijloc, ca să fiu sigur că nu scapă tabla la vale, că trebuia să mă și țin să urc și tabla, n-aveam cum. Când am ajuns cu ea sus în vârf acolo, i-am aruncat sârma lui Ramona, vezi că ți-a aruncat sârma pe partea aia, i-am aruncat sârma peste coamă și a legat-o de un pătrat acolo. Când a legat-o bine sârma, tot să mai lasă de greutate, de noi, să mai lasă un 5 cm. După aia am zis, acum dă-te jos după saș, vine roată, cu lemn împingi în tablă când îți spune, să o ducem până sus în vârf în coamă, ca să se acopere tot. După aia eu îi dau cu ciocanul într-un șurub sus, i-am dat repede cu cheia hexagonală până am prins primul șurub, că pe urmă după aia m-am jucat cu ei, i-am dat unul acolo, i-am pus în cruce, unul în capătul de sus de aici, unul în capătul de jos de aici, unul la jumătate, după aia m-am jucat cu ei așa cu șurubul. Hai cu adevărat, tot la fel, iar am luat-o de acolo cu ea, am legat-o cu sârmă, la fel, aceeași operațiune. Dar, numai că la a doua, vă rog cum o să vedeți mai aproape. Așa. Rezultatul ăsta este, hai să vedem așa. Rezultatul ăsta este, dar la a doua, vreau să vă spun că la a doua menționez faptul că trebuia să o petrești 5 cm peste ea. Exact cât este marginea aia. Vedeți că are o margine de 5 cm. Hai acolo, acolo. Hai să vedem mai departe. Hai să vă arăt și marginea de 5 cm. Trebuia petrecută peste. Deci vedeți, asta este tabla. Nu? Eu aici i-am pus pătrații ăștia așa pentru că i-a ieșit. După cum se poate observa, i-a ieșit deja. Înainte pe mine mă plouă pe perete când plouă. Plouă pe geamă și pe perete. Acum nu mai plouă, că i-a ieșit deja aproape un metru încoace. Deci eu am strășit în lejer acum. Nu am nevoie nici să stau cu cerceafurile în geam ziua când e soarele, când e căldura aia, pentru că eu am umbră de la tablă acum. Așa, deci că a la a doua a fost mai... Aici, prima, uitați-vă. Dar care e prima bucată? Unde să... Atâta, și bucata asta, pasta ai pus-o prima? Pasta de aici, nu? Pasta ai pus-o aici prima, după care... Dar nu m-am dus până acolo, că m-am gândit că nu mi-ajunge să ajung aici. De-aia nu m-am dus, alea o să le tai. Uitați, aici este lădictura tablei. Și uite, atâta trebuie să te petrezi, bulbul ăsta, să urci peste el. Uite, vezi? Acolo nu i-am mai dat șuruburi, că n-am mai avut, trebuie să-i dau. Aici tot așa, uite, o vezi cum se... Oricum, s-a închis foarte bine, pentru că vreau să vă spun că a fost ploaia, furtuna aia, săptămâna trecută. N-a dat pe nicăieri. Culmea chestii că nu mai de până asta acum. De până aia vechea care e dincolo, care nu dădea. Nu dădea pe acolo. Nu dădea. Și atunci ne-am gândit, o să ajung eu imediat să vă spun. Deci am pus așa pasta aici. Prima, deci prima e până aici. Nu, prima e până acolo. Este una acolo, uite. A doua aici, a treia aici, a patra acolo. Deci câte foi sunt aici? Foi. Patru, nu? Fost, dar a cincea era tăiată cu hornul ăla și am pus o bucăți pe a cincea. Pe a cincea, da. După aia am zis așa, fii atent, Ramon. Punem două foi de tablă.
După aia venim cu tabla veche să punem coamele, că nu mai poți să mai mă urc pe ea. După asta n-ai cum să stai. Cum te urci pe asta? Că n-ai cum să stai pe ea. Da. N-ai cum, că n-ai cum. Jos. Aluneci. Așa am făcut. Și mi-a durat chestia asta de când te-ați plecat dumneavoastră până seara, pe la 10. Atât a durat? Atât a durat, pentru că a fost și căldura aia mare. Și am și îmbolnăvit-o pe Ramona ziua aia. Atunci a fost ziua decisivă. Hai, pentru mine ca pentru mine. Simțeam a doua zi numai că am făcut insolații. Durere de cap, durere de ceafă, îmi curgea sânge în nas. Aveam căldură cu organism, ziceai cam 40 de grade. Din cauza căldurii. Da. Păi ea s-a deranjat la burtă, a durut-o capul. După aia a dat-o în gastrită, mă rog, a terminat, a chemat ambulanța, vorbim pe urmă despre asta. Ta. Am dereglat-o rău de tot, nici acum. Acum e un pic mai bine, dar a trecut până zile grele. Acum 3 zile urmă a fost dezastru. Măcar ambulanța s-a săturat făcând naveta, facea asistenta. Stai așa că... Nu plec de la tine până nu fac poze. Facem de separat. Dar măcar ați muncit pentru ceva, adică am rezultatul... Acum chiar, da. Mi-a zis Ramona, chiar că am muncit pentru un rezultat da. Bun. Da. Când a plouat, în seara aia când a plouat, a venit vijelie mare. Eu am pus scara în spate aici și m-am urcat sus și așteptam ploaia. Ploaia, ce să aștepți ploaia? Că știi cum se auzea pe pădure dacă era aici? Intrai în casă, te lua groază, ziceai că vine taifunul. Se auzea numai trăznind, numai copaci de vijelia care a plecat. A venit cu o viteză așa de exorbitantă în pădure. Ce cuvinte de-astea folosesc? Nu le mai vor fi stichii. O așa ceva exorbitant că cu putere mare, măi frate, nu se putea. Am zis, dacă vine asta, ne ia cu totul. Nu pusese susținerile astea aici în față, nu le aveam pe astea. A, nu pusese astea. Numai asta. Când se mișca, făcea tabla, bum, 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 așa făcea tabla, că se mișca streașurile de vânt. A venit, până s-a potolit vijelia, cum a venit? A venit vijelia așa, a luat-o, zici că a știut, a dracu vijelia, că am pus tabla nouă. A venit așa, s-a dus roate pe la vecinul, nu l-a asaltat pe vecinul, s-a dus roate pe partea înaltă, nici pe marinică, pe doamna Claudia, nu l-a afectat. S-a dus roata, l-a afectat pe hoțul ăsta de pe zidul care mi-a tăiat lemnele și după aia a venit în partea asta aici și de aici a venit și a lovit frontal. Aici? În tablă. În tablă. Deci a lovit exact în tabla care a pus asemenea, nouă. N-a dat panică el. Nu? Nu. Nimic? Nu. Într-un singur loc știu unde o să mai îndaia mie. O să mai îndaia sus la coame, pentru că coamele le am din tablă veche și aia mai e găurită. Și pe acolo poate să mai intre apă. Alea de sus, nu? Coamele zici tu. Dar știi care este avantajul la tablă? Că l-am pus așa, acoperișul și fiind foarte abrupt, chiar dacă mai are găuri, că nu s-au potrivit toate găurile, mai rămas vreo 4 găuri în pod, că nu s-au potrivit la găuri toate, majoritatea s-au potrivit, dar vreo 4 nu. Nu. Dar având în vedere că tabla este așa de abruptă, apa pe ea n-are timp să stea ca să intre pe găuri. Dacă era mai lent da, așa, intra apa pe găuri. Se scurg. Așa nu intră. Nu intră. Te caută cineva, nu? Nu, e patroana care lucrează. Deci așa nu intră apa, n-are cum să intre în felul ăsta. Să rămână, să rămână. Să rămână. Și ai ajuns aici la... Și am ajuns aici. Nu, zi-mi și de asta. De ce n-a mers aici? În partea asta, aici, tabla aia fiind tăiată de la horn. Și avea horn, a avut și el vreo 70. Da. Deci, închipuiți-vă că tabla era întreagă, de cred că la jumătate avea un 70 tăiat așa, o gaură. O gaură, da. Și cum era să o pun eu pe aia aici, că vă plouă în pot? Și atunci ce-am făcut? Am zis să o tai cu foarte grea tablă, ceea ce a fost imposibil. A trebuit să o tai cu dalta, că a fost tare. Am tăiat-o. După ce am tăiat-o, uitați, am pus în urmă de tot, am pus o bucată de linde sus acolo și jos am cumplecat cu două de astea vechi, că n-am mai avut tablă.